decembrie. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Proroc Sofonie. Sfântul Proroc Sofonie a fost, după numele lui, văzător și cunoscător al tainelor lui Dumnezeu. El a prorocit despre dărâmarea și pustirea Ierusalimului, despre împrăștirea iudeilor și despre venirea lui Hristos. În tradiția populară, sfinții Sofonie, Varvara și Sava sunt cele trei zile ale bubatului. Femeile fac turte înflorate cu teava și le dau de pomană.